Într-o anumită împrejurare, Dumnezeu i-a vorbit unui profet din Vechiul Testament să iasă din cetate, să părăsească pe locuitorii care erau acolo în cetatea aceea, dintr-un simplu motiv, și anume că oamenii din cetate nu vor primi mărturisirea lui, cuvintele pe care le rostea el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din cer s-a uitat la slujba acestui profet și s-a uitat spre oamenii spre care slujba asta se îndrepta. Și a zis Dumnezeu, văd că oamenii aceștia nu iau în serios cuvintele pe care tu le spui. Du-te! Sunt la fel de convins, dragii mei, că și în seara aceasta, ca și cu alte ocazii, Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi dacă luăm în serios ce ne vorbește Dumnezeu. Și tare mă tem că cei mai mulți dintre noi, foarte adesea, lăsăm să treacă pe la urechea noastră tot ce zice Dumnezeu și am ieșit afară fără să ținem cont nici măcar de o iotă din ceea ce a spus Dumnezeu. Spun aceasta, dragii mei, când stau în fața acestui Cuvânt. Pe care l-am citit de foarte multe ori și din care am predicat de mai multe ori. Însă, niciodată Dumnezeu nu mi-a vorbit, mie personal, așa de radical ca de data aceasta. Și ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, chiar dacă este mai radical, vreau în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră. Și Dumnezeu din cer să ne ajute să luăm aminte. Undeva în urmă cu vreo 30 de ani, când accesul la informație era foarte restricționat. Într-un anumit cadru am avut acces și am putut să vizionez niște casete cu doi mari predicatori din Statele Unite, predicatori din vremea aceea. I-am ascultat, erau la conferințe, am fost încântat, nu auzeam, n am auzit niciodată până atunci predicatori americani cum i-am auzit atunci. Având acces și la o anumită bibliotecă creștină, am început să le citesc cărțile. Ce am constatat era că, în cadrul acelor prezentări pe videocasete, se făcea mereu reclamă la o carte. O carte pe care a scris-o fiul unuia dintre acești predicatori. Și cartea aceasta se numea A doua șansă. De ce mi s-a părut foarte interesantă cartea aceasta? A fost că omul acesta, băiatul acesta, fiul predicatorului, Urma să ia locul în slujire tatălui său. Predicatorul era bătrân. Numai că băiatul ăsta a avut o istorie cam ciudată. A trecut printr-un divorț, s-a recăsătorit și atunci problema asta era o problemă în vremea aceea. Știa foarte bine că imaginea lui era șifonată și că oamenii nu vor primi foarte bine slujirea lui după ce a trecut printr-un divorț și s-a recăsătorit. Și atunci băiatul ăsta a scris o carte numită a doua șansă, adică Dumnezeu mai dă o șansă. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu mai dă o șansă? Făți mei, e foarte confortabil pentru noi oamenii să știm despre Dumnezeul acesta că mai dă încă o șansă și îl slăvesc pe Dumnezeu că mai dă șansă. Dar n-ar trebui asta să ne creze nouă posibilitatea să păcătuim că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă. Dar Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse. Aduceți-vă aminte, dragii mei, că Dumnezeu îi spune lui Iona, scoală, te dute la Ninive, ceodată cea mare, profețește. Ce face Iona? Se duce într-o altă direcție. Dumnezeu este pe urmele lui îl urmărește peste tot, se urcă în corabie și pe corabia aceea Dumnezeu îl întâlnește. Este aruncat în mare și Dumnezeu este tot pe urmele lui. Și Dumnezeu pune peștele acela să-l verse undeva pe mal și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona. I-a mai dat o șansă. E important asta sau nu important? Într-o noapte, ucenicul Petru stă Lângă foc, între alți iudei, și așteptau să se deruleze un proces. Procesul Domnului Isus Hristos. Și în timp ce stătea acolo, lângă focul acela, vine o slujnică, vine din nou, vine din nou. Și de trei ori omul acesta zice, nu știu cine este, n-am fost cu el, nu sunt de a lui. Vă întreb, i-a mai dat Dumnezeu o șansă lui Petru sau nu i-a dat? Slavă Domnului, i-a dat o șansă. Și încă o dată spun, faptul acesta că Dumnezeu mai dă o șansă este foarte confortabil pentru noi. Că avem impresia că ne putem face de cap cum vrem noi, cât vrem noi, în ce mod vrem noi. Că într-o zi Dumnezeu din cer va veni și ne, mai, ne va mai da încă o șansă, cum a făcut cu Petru, cum a făcut cu Iona, cum a făcut cu Manase, cu mai mulți alții. S-ar putea. Dar, frații mei, câți dintre dumneavoastră credeți, așa cum ați spus că Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse, câți credeți că Dumnezeu este Dumnezeul ultimei șanse? N-am auzit amin ca mai înainte. Dacă Dumnezeu dă a doua șansă, nu uitați, s-ar putea într-o zi sau într-un an Dumnezeu să dea ultima șansă, nimic mai mult. Pentru că în această seară cuvântul lui Dumnezeu cam despre asta vorbește, despre ultima șansă. Anul acesta și gata. Asta de vorbă stăpânul cu Vieru și a zis, bun, îl mai las anul acesta. Și dacă anul acesta ceva miraculos nu se întâmplă, ceva pozitiv, când se termină anul acesta, e gata, tăiere. Și vreau în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, să vorbesc despre anul ultimei șanse. Știți care va dintre dumneavoastră dacă nu va fi anul acesta, anul ultimei șanse? Știți? Dar credeți că s-ar putea să fie. Ultima șansă pe care Dumnezeu din cer ne-o dă. Nu știu dacă dumneavoastră vă îngroziți la ideea asta. Gândindu-vă cum ați trăit 2014, 2013, 2012, să iau numai 3 ani, așa cum zice Biblia aici. Și să vă gândiți că anul acesta nu luați 365 sau 366 de zile. Luați o vreme. Să vă gândiți că anul acesta este ultima șansă pe care Dumnezeu ne-o dă. Și ne întrebăm ce urmează după aceea. dreptatea lui Dumnezeu. Sau judecata lui Dumnezeu. Frății mei, anul ultimei șanse este anul în care pentru ultima dată Dumnezeu mai este tolerant. Sau să folosesc un termen din Biblie îngăduitor, îndelung răbdător. Pentru ultima dată. Știți ce a făcut smochinul ăsta, om? Că nu-i vorba de un pom aici. Nu o lecție de pomicultură în textul acesta. E, e vorba despre oameni. Omul acesta pe care stăpânul l-a luat și l-a sădit în via lui, cum, cum s-a predicat mai înainte. Oamenii aceștia pe care Dumnezeu ne-a luat din lumea asta și ne-a pus în grădina lui. Omul acesta, dacă vreți, a trăit trei ani de zile cum a vrut el. După capul lui. Și vă întreb, a fost îngăduitor stăpânul cu el? Trei ani de zile. Și a zis, mai sunt îngăduitor sau tolerant încă un an? E ultima ocazie în care îngăduința lui Dumnezeu se manifestă. Nimic mai mult. Știți ce înseamnă să fie Dumnezeu tolerant, îngăduitor, îndelung răbdător? Știți, frații mei, înseamnă să facem noi prostii câte vrem. Să ne dăm peste cap. Să ne batem joc de cele sfinte. Să păcătuim mai rău decât oamenii din lume. Ascultați-mă bine. Și Dumnezeu din cer încă să nu reacționeze. Asta nu înseamnă că nu-i pasă. Haideți să vă citesc din Biblie. De psalmul 50, cuvântul Domnului spune așa. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Adică n-am reacționat. Bun, de ce ai făcut? Ascultați-mă. Tu urăști mustrările. Mustrările de la Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, mă uit la tine, le urăști și eu am tăcut. N-am reacționat. Mă, mă duc mai departe. Arunci cuvintele mele Înapoi a ta. Adică îmi permit eu Dumnezeu să-ți vorbesc. Îți vorbesc dimineața, îți vorbesc după masă, îți vorbesc uh, vara, îți vorbesc iarna, îți vorbesc noaptea. Fiecare, de fiecare dată când eu îți vorbesc, tu le arunci înapoi a ta. Și eu mă uit la tine și nu reacționez, tac. Mă duc mai departe. Vezi un hoț, citiți acolo pe videoproiector. Te unești el. Și eu tac. Eu nu reacționez. Mă duc mai departe. Te însoțești, te întovărășești, îți faci prieteni pe prea curvari. Nu despre noi este vorba, frații mei, nu? Despre tovărășiile noastre. Despre prieteniile noastre. Și eu, Dumnezeu, zice Dumnezeu în locul acesta, n-am reacționat. Am tăcut. Adică este tolerant. Mă duc mai departe. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Nu despre noi este vorba, nu? Și am trecut. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Și clevetești pe fiul mamei tale. Nu despre noi este vorba. 2014, de câte ori ați vorbit de rău pe frații dumneavoastră? Și ați crezut că sunteți mai buni decât ei? Că fac ceva în biserică, că nu fac nimic în biserică, ați petrecut timp îndelungat să vorbiți de rău. Și Dumnezeu v-a lăsat în pace? Sau ne-a lăsat în pace? E îngăduitor, Dumnezeu? Nu? Frații mei. Iată ce ai făcut și eu, eu am tăcut, zice Dumnezeu și ți-a închipuit că eu sunt ca tine. Dar știți ce zice Dumnezeu? E ultima dată când se mai întâmplă lucrul acesta. Nu se mai întâmplă. E ultima ocazie când îți permit să trăiești cum vrei. Să faci ce vrei, să vorbești ce vrei, să te întovărășești cu cine vrei, să ai prieteni cum vrei, e ultima ocazie. Când ocazia asta se, se sfârșește, e gata. Vă uitați la toate astea și nu le credeți. Dar eu din Biblie vă spun, frații mei. Stăpânul a zis către vier, anul ăsta mai sunt îngăduitor, mai sunt tolerant. Am așteptări de la smochinul acesta, dar și dacă nu îmi împlinește așteptările, îl mai îngăduie anul acesta. Chiar dacă trăiește cum vrea. Ca și ceilalți ani. Dacă când gata anul acesta, e gata și cu el. În delunga răbdarea lui Dumnezeu, dragii mei, este o perioadă de așteptare din partea lui Dumnezeu. Știți că pe vremea lui Noe, zice apostolul Petru, în răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. A ridicat Dumnezeu un propovăduitor într-o lume păcătoasă, într-o lume idolatră, într-o lume în care întocmirile gândurilor din inima omului erau în fiecare zi îndreptate spre rău. Și în mijlocul acestei lumi păcătoase, cu gândurile de dimineața până seara, Dumnezeu a ridicat un predicator și a predica noie prin cuvinte și-o predica prin fapte, prin viață, care era neprihanit. Și Dumnezeu era în așteptare, în delungă răbdare, în așteptare. Oare primesc oamenii aceștia cuvintele? Și a venit într-o zi în care, în care Dumnezeu a zis, s-a terminat. Și a deschis zăgazurile cerului și izvoarele pământului. Pentru că a zis Dumnezeu, e gata. Vremea aceasta, dragii mei, ultima ocazie în care Dumnezeu este tolerant, este o vreme în care Dumnezeu, în îndelunga lui răbdare, așteaptă să se petreacă ceva. Și în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, zice Biblia, este mântuire. Dacă cineva o fructifică. Anul ultimei șanse este anul sau este ultima ocazie în care Dumnezeu mai este tolerant. În al doilea rând. Anul ultimei șanse este ultima ocazie și ascultați-mă bine, ultima ocazie în care slujba mișlocirii mai este acceptată. Ultima dată. Vreau să vă spun că Dumnezeu este foarte sensibil la lucrarea mișlocirii. Spune în cartea profetului Isaia, pe la capitolul nu știu, 59, mi se pare, zice, se miră că nimeni nu mișlocește. Adică Dumnezeu ar vrea să fie cât mai mulți mijlocitori. Și uite că nimeni nu mijlocește, zice Dumnezeu. Ce înseamnă să mijlocească cineva? Ce înseamnă? Dumneavoastră ați mijlocit vreodată pentru cineva, frații mei. Poate că ați mijlocit la un om pentru un alt om. Dar la Dumnezeu ați mijlocit pentru cineva. În textul acesta... Vierul stă înaintea stăpânului să facă slujba mișlocirii. Stăpânul a zis inițial, îl tai. Trei ani de zile mi-a înșelat așteptare, îl tai. Și a zis vierul în slujba mijlocirii, mai lasă-l, stăpâne. Și vă întreb, a avut slujba asta mijlocirii succes? A avut. Dar a zis stăpânul, e pentru ultima dată. Pentru ultima dată. Mijlocire înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu pentru cineva care este în pericol și nu știe că e în pericol. Dragii mei, sunteți mulți aici, părinți. Mereu vin bilete să ne rugăm pentru copii că cine știe pe unde. Vă întreb, credeți că acei copii știu că sunt în pericol, realizează că sunt în pericol și în ce pericol sunt? Au impresia că au lumea la picioare că sunt mari și tari, că fac ce vor, că părinții sunt încuiați, înapoiați, dintr-o altă epocă. Acum să te mai duci la biserică, acum să mai postești, acum să te mai rogi, e dintr-o altă vreme. Și băieții ăștia și fetele astea nu știu că sunt într-un mare pericol. Și mama într-un colț și tata poate în alt colț stau să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru niște copii care nu știu că sunt în pericol. Și Dumnezeu e sensibil la slujba mijlocirii. În Vechiul Testament, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a luat o decizie să, să nimicească poporul evreu. Și a făcut un vițel, au zis ăsta e Dumnezeu, mâine avem o sărbătoare în cinste al Dumnezeului ăstuia și au început să joace, să danseze și pe când oamenii aceștia poate, poate își reveneau din beție și încercau să se refacă după oboseala dansului, Dumnezeu din cer stă de vorbă cu Moise și zice Moise, trage-te că vreau să-i să-i șterg de pe fața pământului. Și bieții de ei nici nu știau că sunt în pericol. Erau obosiți după, după cheful pe care l-au tras. După cum obosiți sunt mulți acum după cheful pe care l-au tras azi noapte. Și Moise zice, Dumnezeule, nu o face. Face Moise slujba mijlocirii. Înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu pentru oameni care sunt în pericol și nu știu că sunt în pericol. Nu mă refer pericole din astea fizice, pericole spirituale mă refer acum. Înseamnă a mijlocii să stai înaintea lui Dumnezeu și să cerșești îndurarea lui Dumnezeu nu pentru tine, ci pentru alții. Că vierul ăsta, dacă a stat în fața stăpânului și a cerșit milă, n-a cerșit-o pentru sine. A cerșit-o pentru smochinul ăsta care și-a văzut de cap trei ani de zile. Moise, când a stat înaintea lui Dumnezeu, a stat înaintea lui Dumnezeu să cerșească milă pentru un popor, dragii mei, care l-a sortit din partea lui Dumnezeu să fie șterg de pe fața pământului. Și a zis Moise către Dumnezeu, Dumnezeule, lasă-te de mânia asta! Adică fiind îndurător, Dumnezeule, nu-ți pune în aplicare planul ăsta de judecată. Și a zis Dumnezeu, uite că m-am lăsat în duplecat. Uite că nu-l A avut, dragii mei, mijlocirea asta Efecte înaintea lui Dumnezeu? Dar știți, dragii mei, că anul ultimei șanse înseamnă Ultima ocazie când Dumnezeu mai primește mișlocire pentru cineva. Și pun pe urmă, gata. Nu vă vine să credeți. Nu vă vine să credeți. A zis Dumnezeu lui Ieremia de vreo câteva ori. În capitolul 7 este o ocazie de felul acesta. A zis, nu mișloci pentru poporul acesta. Nu te ruga și nu stărui pe lângă mine să te ascult, că nu te ascult. Auziți? Vă îngroziți la gândul că s-ar putea să mijlociți pentru cineva și Dumnezeu să vă zică s-a încheiat perioada de mijlocire. Vă îngroziți? să cerșiți îndurarea lui Dumnezeu pentru cineva apropiat, pentru care Dumnezeu a dat ultima șansă și pe asta a pierdut-o. Să zică Dumnezeu, nu te mai chinui că nu te ascult. A zis Dumnezeu în capitolul 15 din Ieremia, chiar dacă Moise și Samuel, nu s cine Moise și Samuel, nu? Îți doi oameni mari ai lui Dumnezeu chiar dacă Moise și Samuel ar sta înaintea mea pentru poporul acesta, nu ascult. Pentru că e ultima șansă a mijlocirii. Când mijlocirea mai este primită înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, prieteni dragi, oameni mai în vârstă sau mai tineri, care ne-am jucat cu Dumnezeu până acum și am trăit cum am vrut. Și am făcut ce am vrut și pentru care familia sau biserica sau alții au stat în slujba mijlocirii sau însuși Domnul Iisus Hristos în Sfânta Sfintelor din Cer a stat în mijlocire. Nu uitați, vine ultima șansă când slujba mijlocirii este primită și apoi gata. Eu știu că nu vă vine să credeți. Eu știu că aveți impresia că avem de-a face cu un Dumnezeu pe care îl jucăm pe degete. Îl impresionăm duminică cu ce facem la biserică. Și peste săptămână ne facem de cap. Pentru că iar să-l impresionăm duminică atunci când venim la biserică. Să facem cine ce slujbă pentru Dumnezeu? Nu, frații mei. Dumnezeu are principiile lui. E Dumnezeu bun și plin de iubire. Și îl slăvesc pentru asta, că de asta ne mai dă un an de îndurare. Dar este un foc mistuitor, spune Sfânta Scriptură. Este un Dumnezeu drept. De aceea, dragii mei, Dumnezeu din cer să ne ajute să înțelegem că s-ar putea anul acesta să fie ultima șansă. De aceea e important momentul acesta. În atâtea rând. Ultima șansă, anul ultimei șanse înseamnă ultima ocazie în care pocăința mai este acceptată. Ultima șansă. Dumnezeu din cer pune, dragii mei, și mobilizează tot felul de mijloace. Pentru ca să meargă cumva la mintea și la inima noastră să ne pocăim. E predica lui Ioan Botezătorul, predica Domnului Iisus Hristos, predica apostolilor, predica bisericii. Pocăiți-vă! E trecerea asta a acestui smochin, de la trei ani de trai cum vrei, la un an de zile sau la mai mulți ani de zile, trăind după voia lui Dumnezeu. Nu se face așa cum vrei, că te, te întorci de pe o parte pe alta. Nu, nu. Se face prin pocăință. Ascultați-mă bine! De aceea tot ce e pus aici, dragii mei, e pus în contextul pocăinței. Și dacă nu vă pocăiți, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Toți veți pieri? La fel! Și este ultima dată, ultimul an, ultima șansă, frații mei, ultima șansă când pocăința mai este acceptată și se închide ușa. Nu vreau să insist prea mult pe pocăință, a vorbit fratele Costel despre asta. Dar se înseamnă, printre altele, să începi să fii sensibil la vorbirea lui Dumnezeu. Cu asta începe pocăința. Când cuvântul pe care Dumnezeu îl treaptă spre mintea ta, spre inima ta, prin predicare sau altfel, începe să rezoneze în minte și în inimă. În Evrei, în capitolul 3, se spune cuvântul, Domnului, spune cuvântul Domnului așa. Azi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima! Și dacă Domnul Iisus Hristos a trimis oameni să predice Evanghelia, i-a trimis să predice Evanghelia pentru că cu asta începe pocăința. Nu poate începe altfel. Ei, câtă vreme noi stăm dormind pe băncile noastre în biserică, insensibili la cântare și la rugăciune și la predică, frații mei, și nu simțim că acest cuvânt ni se adresează, nu vom putea începe niciodată pocăința adevărată înseamnă sensibilitate la cuvântul lui Dumnezeu înseamnă sensibilitate la relația cu Dumnezeu zicea în vechiul testament David foarte sensibil după ce uh, vorbirea lui Dumnezeu prin profetul a conștientizat că a păcătuit a zis împotriva ta numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta așa că vei fi drept în hotărârile tale Dumnezeule asta înseamnă pocăință dar știți că vine o vreme când toți ar vrea să se pocăiască și prea târziu? Sau mulți ar vrea să se pocăiască și prea târziu, știți? În vechiul testament stă scrisă istoria lui Saul, împăratul lui Israel, primul împărat al lui Israel. A călcat în picioare porunca lui Dumnezeu. L-a trimis să facă ceva, el a făcut pe jumătate. Așa cum noi încercăm să fim creștini pe jumătate și au impresia că merge înaintea lui Dumnezeu. Omul ăsta s-a dus să-l bată pe Amalek, ca așa i-a zis Dumnezeu. Și s-a dus, dragii mei. Deci era parțial în ascultare de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu a spus să nimicească tot ce ține de Amalek. Și asta n-a mai făcut-o. Și a venit înapoi și are întâlnirea cu Samuel, cu profetul lui Dumnezeu. Și după ce Samuel îi povestește, îi spune, îl, 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 îl confruntă cu păcatul lui, Saul zice așa, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu iartă am păcatul. Da, întotdeauna este un dar la pocăința asta formală. Dar nu nu chiar eu devin pentru asta. E poporul devine. Acum vin -o și cinstește-mă înaintea bătrânilor, mă arunc cu fața la pământ în semn de pocăință, dar cinstește-mă în fața bătrânilor și în fața norodului. Și a zis Samuel: "E gata. Decizia suverană a lui Dumnezeu este luată." Pocăința ta nu-i primită. Vreți să vă mai dau exemple și din Noul Testament când fecioarele se duc să bată la ușă? Am încercat și noi să ne punem în ordine, pot zice ele. Când ne-am dus și am bătut la porți să le facem rost de un de lemn. Am încercat să ne punem în ordine, stăpâne, deschide-ne! Dar e prea târziu. Ultima șansă. Înseamnă ultima ocazie când pocăința mai poate fi primită. Și poate că enunț, fără să mai detaliez prea tare ceea ce vă spun acum, anul ultimei șanse este ultima ocazie în care Dumnezeu își propune să fie foarte atent cu tine. Foarte atent. Adică să-și concentreze atenția asupra ta. Zice Sfânta Scriptură aici, zice Vierul aici. Lasă-l, îngăduie-l, dă-i ultima șansă. Și acum, în perioada ultimei șanse, mă ocup în mod special de el. Investesc, sunt mai atent cu el. Știți ce înseamnă asta, frații mei? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu nu este foarte aspru pe măsura vieții trăite de omul acesta. Nu e aspru. E chiar delicat. Uitați-vă, stă Domnul Iisus Hristos la masă cu, cu ucenicii, știa Domnul cum, cum e scenariul care se va derula în viața lui, că Iuda joacă un rol important în scenariul acesta, stă lângă Iuda și zice, prietene, e important adresarea asta, frații mei? Prietene, ce ai de făcut? Fă repede. Nu îi se adresează pe măsură nici răutăcios, nici răzbunător, nici ranchiunos. Prietene, ultima șansă este, dragii mei, ultima perioadă în care Dumnezeu își propune să fie foarte atent, foarte delicat. Își propune să-ți facă vizite mai dese. Că asta va face vierul când zice o să-l sap, o să pun gunoi, o să lud. Asta înseamnă mă duc mai des la el. Îi fac vizite mai des. S-ar putea să fie ultima șansă, anul ultimei șanse, perioada în care Dumnezeu vine mai des la tine, să te cerceteze mai mult. Să zic că ceilalți care, care cât de cât s-au luptat să trăiască după voia lui Dumnezeu să aibă roade, bă, dar ce e că Dumnezeu așa de des îi face bine, așa de des îl cercetează? Și noi știm cum trăiește. Și uite, uite, uite cât de bine merge. Uite cât de mult îl cercetează Dumnezeu. Nu uitați, e investiția lui Dumnezeu din perioada ultimei șanse. E atent, e delicat, face cercetări și tare bine ar fi, dragii mei, să cunoaștem vremea când suntem cercetați. Domnul Iisus Hristos, când a stat pe, pe marginea aceea a cetății, pe dealul acela, se uita la cetate și, și uh, ucenicii arătau admirativ zidurile și cetatea aceasta a început să plângă și a zis O, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar acum, astăzi, vremea în care ai fost cercetată. Adică vizitele dese pe care ți le-am făcut, de la ai fi recunoscut măcar astăzi. Legii mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc aici pentru că ceasul este deja să încheiem slujba. Nu uitați, s-ar putea să fie anul ultimei șanse. Și apoi gata. Nu e o amenințare, e Cuvântul lui Dumnezeu. Știu că noi nu vrem să credem lucrul acesta. E greu să-l primim, știm asta. M-a răscolit pe dinăuntru când Dumnezeu mi-a vorbit în felul acesta, în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vreau să-l iau în serios pentru mine. Și mă rog lui Dumnezeu să luăm în serios noi ca și familie. Să ia în serios biserica lui Dumnezeu. Că s-ar putea să fie ultima ocazie în care Dumnezeu mai este îngăduitor cu noi. Ultima ocazie în care mișlocirea să mai aibă acces la Dumnezeu. Ultima ocazie când să ne mai putem pocăi. Ultima ocazie în care Dumnezeu să fie foarte atent și să ne cerceteze foarte des. Și apoi să fie gata. În vremea aceasta, în anul acesta, dragii mei, în vremea aceasta de îndurare, Dumnezeu să ne ajute să realizăm schimbări. Am fost cum am fost. Am trăit degeaba cât am trăit. Am trăit cum am vrut cât am trăit, dragii mei. Să începem să trăim după voia lui Dumnezeu.